Polițiștii rutieri și de ordine publică au acționat în sistem integrat pe toate drumurile din județul Giurgiu pentru depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a celor care încalcă prevederile legale. Verificările s-au axat în principal pe nerespectarea obligației de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață, orpolei sau comit infracțiuni la regimul circulației rutiere. La acțiune au participat 35 de polițiști cu 13 autospeciale, fiind aplicate 64 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 23.000 de lei. 8 autovehicule au fost identificate fără cauciucuri de iarnă, conducătorii auto fiind sancționați cu sancțiune contravențională de 765 de lei și măsura complementară de reținere a certificatului de matriculare. Totodată, polițiștii au descoperit și întocmit dosar penal unei persoane ce conducea un autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. În ultimele 48 de ore pe teritoriul județului nostru, chiar dacă au fost căderi masive de zăpadă, polițiștii au acționat permanent pentru fluidizarea traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor rutiere, nefiind înregistrat niciun eveniment rutier.